Permiteți-mi pentru început să vă spun bine ați venit, să vă urez tradiționalul la mulți ani, pentru cei care nu ne-am văzut și un la mulți ani așa cu multă sănătate și cu tot ce vă doriți în acest an. Un an pe care vi-l doresc cu mult mai multe realizări și mult mai multe lucruri bune față de anii trecuți. Deocamdată anul are semne bune, cel puțin prin ultimele măsuri căzute, dar cred că sunt în sentimentul multora că avem probleme multe, foarte multe de rezolvat. De aceea încercăm și prin acest simpozion care îl organizăm, un eveniment de fapt care este de acum în tradiție la Societatea Marțat, în fiecare an, în luna ianuarie, organizăm astfel de simpozioane prin care prezentăm atât oferta Societății Marțat, cât și noutățile în domeniul a produselor care contribuie în campania de primăvară anului 2017. Permiteți-mi pentru început să salut prezența printre noi a domnului director Tălmăcel de la Direcția Agricolă, a domnilor directori de la PRD Roman și Neamț, bancă care este foarte aproape de noi și colaborăm foarte bine. De asemenea, domnul director de la Fitosanitare. Vreau să vă prezint pentru început programul. Am întârziat puțin, este o întârziere care este aproape o obișnuință. Tot mai așteptăm să vină și cei întârziați. Deja pot să vă spun că noi suntem peste așteptările ca număr de invitați. Era vorba de 80 plus minus 20. Suntem deja la vreo 135. Cei care n-au primit materiale publicitare o să facem tot posibilul ca între timp să suplimentăm aceste mape, astfel încât toți să beneficiați de oferta noastră. Deci ca și program vom avea o prezentare a Societății Marsat cu oferta campaniei 2017, după care va fi o prezentare făcută de firma Maisador, Sade și Bayer. Societăți care vor prezenta ultimele noutăți ale dânșilor în domeniu. Sunt doar trei dintre cei care sunt furnizori ai noștri. Bine, nu puteam să îi aducem pe toți, deja timpul ar fi fost foarte mult de prezentare. După care v-au urmat discuții și o masă colectivă. Așa că, permiteți-mi pentru început să facem prezentarea ofertei Societății Marsat. Și aș vrea să încep întâi cu prezentarea echipei din cadrul Societății Marsat, echipă care va fi permanent în legătură cu dumneavoastră. Îi cunoașteți foarte bine, sunt colaboratori, de fapt, o echipă care s-a format în timp și care în acest moment, zic eu, că dă rezultatele cele mai bune. Și aș începe cu doamna Andreea Tărâță, economist, director economic. Doamna inginer Șerban Maria, director serviciu comercial, Incluturi,
semințe pesticide greșelite, domnul Ienache Bogdan, director serviciu comercial presele scântratoare și mașini agricole, domnul Șerban Marian, director tehnic Silos Roma și punctele de achiziții Cristești, Mircești, Todirești, Bucecea, domnul Popovic Denis, jurist, șeful serviciului juridic, domnul Marius Bârsan, șeful serviciului furnizării combustibil și, nu în ultimul rând, doamna Mititelu Andreea, asistenta și șefa serviciului secretariat. Deci aceasta este echipa cu care ar trebui să veniți permanent în contact pentru toate problemele legate de contractele de colaborare din acest an. Da, mulțumesc echipei și o să încep pentru început să vă prezint în câteva cuvinte oferta anului 2017. În general, vom face cam aceleași activități, în sensul că vom finanța înființările de culturi cu cam tot ce înseamnă input necesar în derularea activității agricole. Adică vom furniza îngrășăminte, semințe, pesticide, motorină, piese de schimb, tractoare și utilaje agricole. Și ca și plată, toate aceste lucruri se vor face prin furnizare de produse agricole în funcție de finanțarea făcută. Dacă este la grâu, în grâu, la orz, floarea soarelui, soia, rapiță sau porumb. Ca și prezentarea societății pentru cei care nu știu încă mai lucruri despre Marsat, aș putea menționa, deci Marsat a luat ființă în anul 1991 și care are ca obiect principal de activitate producția agricolă în sectorul vegetal. Desfășoară activități de comerț cu produse destinate agriculturii, sămânță, îngrășăminte, chimice, pesticide, motorină, având ca furnizor de prestigiu Bayer, Monsanto, KBS, Syngenta, Cusade, Maisador, Bayer, Procera. Comerț cu mașini și utilaje agricole furnizate de Zetor, Framtrak, Belarus, Lamborghini, Mycronic, Laverta, Massey Ferguson. Cultivarea cerealelor, și aici pot să vă spun că lucrăm o suprafață de peste 3.000 de hectare. După noua extindere de anul acesta vom avea probabil la vreo 3.700 de hectare. Transport specializat de produse agricole, finanțare pentru înființări de culturi agricole și achiziții utilaje, activități de consultanță și management, depozitări de cereale, iar la acest lucru vă pot spune că am depășit 120.000 de tone ca și capacitate de depozitare la această dată. Condiționare, tratare, semințe, grâu, orz, orzoaică, rapiță. Deci, ca și derulări de contracte, în acest moment, noi avem colaborări cu peste 100.000 producători agricoli și peste 50 de societăți agricole de profil. La capitolul premii și alte distincții, aici pot să spun că stăm foarte bine, dar nu asta este principal. Principal este ca noi să avem o colaborare și o relație cât mai bună, în sensul în care atât noi, cât și dumneavoastră, să fiți mulțumiți de serviciile prestate și, mă rog, furnizate.
Deocamdată, din punctul meu de vedere, mă opresc aici. Pe parcursul prezentării voi mai interveni și, mă rog, voi da și răspunsurile care vor mai fi puse în, în legătură cu unele lucruri, dându-i cuvântul doamnei inginer Șerban pentru a prezenta oferta de semințe, pesticide și îngrășăminte. Care sunt prin amănânt de colegul meu, ceea ce comercializează Marsat, o parte de dumneavoastră chiar ați beneficiat de aceste utilaje. Eu sunt o poartă succintă legată de partea de inputuri. Partea de inputuri reprezentând îngrășămintele chimice, îngrășăminte foliare, semințe, pesticide, motorină și este de schimb utilaje, cum am spus, o să vă dea mai multe relații cu colegul meu. Ceea ce privește oferta de îngrășăminte, în ceea ce privește furnizorii noștri de sămânță, sunt cei care și dumneavoastră îi cunoașteți, consacrați pe piață, Pionier, Monsanto, Syngenta, Maisadur, Cosat, cele două firme care vom prezenta astăzi oferta lor. Eu probu, ea la partea de pesticide, știți foarte bine, Bayerul prezent astăzi, Syngenta, Certisul, Fosfinalis și alte firme care lucrăm noi. În ceea ce privește oferta de îngrășăminte chimice, o să o găsiți și în mapele de prezentare. Oferta noastră cred că este cea mai bună din piață, privind prețul de contractare. Avem toată gama pentru toate culturile. Noi ca și avem și tehnologiile noastre, dar mergem pe tehnologiile dumneavoastră și dumneavoastră decideți ceea ce, cum faceți fertilizarea. La sămânța de porumb, în afară de cele două firme, Maisadur și Cosat, noi furnizăm semințe de la KVS, Pionier, Monsanto, Syngenta, Procera. Este opțiunea fiecărui fermier de a folosi sămânța care este adaptat teritoriului, spațiului unde este cultivat. La fel și la floarea soarelui, deci gama este variată. La fel, Cosat, Procera, Pionier, Maisadur. Dacă dumneavoastră o să doriți sămânță de la firme care nu au fost amerate aici, nicio problemă, noi o să fim în măsură să vă aducem. Avem sămânță de soia, sămânță de soia care în oferta noastră este oferta noastră a Marsatului. Avem ofertă de la Secuie, ofertă de la Cruda, Procera, Euralisul și Pionierul, de asemenea, Lucernă și Sor, cei care cultivă așa. Mai avem o țarica de primăvară, ca și noutate, în oferta noastră avem sămânța de mazăre. Sămânța de mazăre care am fost solicitări anul trecut, dar noi nu am fost chiar pregătiți pentru această solicitare. De asemenea, considerat că ar fi necesar să avem în oferta noastră și sămânță de floarea soarelui și stațiunea de cercetare din România. Ca urmare, am introdus oferta de la Secuie și de la oferta de la Cruda. Numai pe de prezentare, ca să nu vă rețin, sunt prezentat de noastră legat cu pesticide, pentru care cumpărăm parte. Am încercat să structurez după fiecare cultură, dar pe care v-am spus, aveți tehnologia proprie și o să nu solicitați și fără probleme. Și pot să vă mai spun, este Paște la contractări, sunt disponibilă pentru orice informații. Mai caut informații și de la dumneavoastră, de fiecare dată. Foarte importante pentru care
le împărtășesc și celorlalți fermieri care trec de la noi pe la Marsar. Dar, încă o dată, un an rodnic și toate cele bune urez. Mulțumesc! Da? Domnul Ionache Bogdan vă va prezenta oferta de tractoare și mașini agricole. Bună ziua! Vă mulțumim că ați dat curs invitația noastră de a începe anul agricol 2017 împreună. Avem o gamă largă de utilaje agricole, utilaje fabricate în România, mecanica Ciaclov, pluguri reversibile, tip Lemke, semănători de precizie combinatoare. Utilaje fabricate de producătorul mondial numărul 1, mașina de caudă în Italia, scarificatoare, freze, tocători, semători din altă precizie. Mașini fitosanitare produse în România de tehnic favorit. Mașini de epicidat, purtate cât și tratate într-o gamă largă. A distribuit tractoare de mică și medie putere, Zetor, Farmtrac, Belarus. Tractoare de mare putere, Samen și Chei. Asigurăm și produse pentru zootehnie, cum ar fi cozitori, greble, aparate de mulți, de la importatori, Mersan sau Agrosel. Aveți mapele oferite de colegii mei, câteva prețuri orientative. Mă puteți contacta oricând pentru orice informații tehnice sau financiare. Mulțumesc. Deci, pentru început, oferta Marsat cam asta este, cum vă spuneam, aveți toate amănuntele în mapă, deci toate datele tehnice. Ce pot să vă zic, la ce înseamnă sămânță și pesticide, ele sunt față de listă cu 10% mai puțin, dar toate acele prețuri sunt negociabile. Și în special aici contribuie cantitatea și termenul de plată. Cum vă spuneam și în anii din urmă, esențial este a analiza o ofertă anual privind derularea ei. Sunt foarte tentante unele, probabil, care sunt rupte de alte facilități, să le spun, de furnizări, de știu eu, îngrășăminte, motorină sau la preluarea produselor agricole. Deci, când se face o analiză, trebuie făcută pe hârtie și efectiv cu toate calculele în față. Este foarte ușor să spui că ai un preț, îi dai 40% și... Dar nu totdeauna se întâmplă așa. De obicei, și sunt exemple multe și în sală, care au luat produse de genul ăsta, iar în final au plătit mult mai mult. Deci asta e ca un sfat, fiecare își face propria politică economică și de tehnologie, cum crede de cuvință. Un singur lucru pot să vă asigur, că atât eu cât și echipa care v-am prezentat-o, pot oricând să vă stea la dispoziție și să vă ofere informațiile necesare. N-aș trece în a da cuvântul firmei Maisador, îmi aș prezenta oferta. Înainte de a saluta prezența între noi, am uitat-o la început, face parte din echipa Marsat și a administratorului societății Gromarsat din Moldova, domnul Chiriac Gheorghe, și a domnului Niculescu Iura, managerul societății Gromarsat. De anul trecut noi avem o firmă acolo care se ocupă de aceleași activități ca în România. Da, dau cuvântul acum domnului Codrin Mălin să facă prezentarea societății cu sat. Hai să dor, scuzați! Mulțumesc, domnul director! Bună ziua, vă spun și eu. Vă spun bine ați venit din nou la întâlnirea cu compania Marsat, în primul rând, dar și cu compania pe care eu o reprezint, compania Maisadur. Încerc să fiu scurt, încerc să fiu succint și cât mai pe înțelesul dumneavoastră. Mulțumesc companiei Marsat, în primul rând, pentru că
din nou ne-a înlesnit această întâlnire. Deja e un eveniment consacrat, organizat de către Marsat, la care și noi suntem invitați. Deja cred că e al cincilea an în care ținem această prezentare. Și mă bucur să văd că capătă oarecum o tradiție să ne întâlnim în fiecare primăvară în acest cadru, să povestim câte un pic despre ce a fost și despre ceea ce urmează să facem. Îmi doresc să anul care a început acum să fie mai bun, în primul rând pentru dumneavoastră, că dacă e mai bun pentru dumneavoastră, e bun și pentru noi, să fie mai bun din punct de vedere agricol, în primul rând, după care să fiți sănătoși și dacă suntem sănătoși, facem de toate. Despre compania Maisadur, nu știu dacă trebuie să vă spun foarte multe lucruri. Cei care participă de obicei la prezentările companiei Maisadur știu un pic cine suntem. Pe scurt, o firmă din sud-vestul Franței, de tip cooperativă, care își desfășoară activitatea în peste 40 de țări. Avem 14 filiale la nivel internațional, o filială și în România. O investiție a grupului oarecum mare, spunem noi, în primul rând în România, o investiție de 1,5 milioane de euro pentru sediul care a fost construit la Belciugatele anul trecut. Și că ultime investiții ale companiei, în 2014 am finalizat o uzină de prelucrare și producere de sămânță în Ucraina, la Mochilev, o investiție de 25 de milioane de euro a grupului. Iar ultima investiție finalizată la sfârșitul anului 2015, începutul anului 2016, am înființat, grupul Maisadur a înființat 60 de hectare de seră în Maroc. De aceea, pe scurt, dacă știți compania Maisadur, în momentul în care o să ajungeți la un supermarket să cumpărați conserve Bonduel, poate nu bine că le fac reclamă, dar nu constituie concurență pentru noi cel puțin, orice conservă Bonduel o cumpărați, indiferent că are via mazăre, porumb dulce sau orice produs legumicol, este furnizat de compania Maisadur. Am spus un pic despre toate slide-urile într-o scurtă descriere. Ca și sucursală din România, în primul rând Maisadur a venit în România cu cercetare, pentru că nu poți să vinzi un produs dacă nu vezi dacă produsul respectiv merge în zona în care încerci să-l vinzi. Deci, în primul rând, cercetare, pe care o avem în continuare, și după aceea abia am început partea de comerț. Prezentarea de anul acesta am să o fac un pic altfel. Nu o să mă axez pe produse, să vă spun că produsele noastre sunt cele mai bune, cele mai frumoase, cele mai productive, cele mai ieftine, cele mai convenabile, pentru că nu v-aș spune un adevăr. Din punctul meu de vedere, nu există cel mai bun hibrid. Există cel mai adaptat hibrid. Sau cel mai bun în momentul respectiv. De aceea eu vă îndemn să alegeți cu atenție, să gândiți bine ceea ce vreți să faceți cu terenurile dumneavoastră, dar și ce așteptări aveți în momentul în care alegeți un produs. Dar în primul și în primul rând, înainte să puneți așteptările pe spatele hibridului, ca să zic așa, trebuie să ne uităm un pic și unde punem boabele din acel produs. De aceea, partea, cred că, cea mai importantă, înainte de a ști dacă produsul e cel mai bine adaptat sau nu, e bine să știm unde plantăm acel produs, și adică terenurile noastre, solul. Nu știu dacă știați, dar orice îngrășământ pe care îl dați, sau orice lucru pe care îl aplicați în câmp, sau orice lucrare faceți, se reflectă mai mult sau mai puțin asupra productivității dumneavoastră și asupra necesarului de bani pe care îl impune fiecare hectar de teren din exploatația dumneavoastră. De aceea pot să vă spun că nu încurajez la anumit tip de lucrări, nu încurajez să folosiți un anumit tip de îngrășăminte. Nu e treaba mea să fac lucrul acesta. Eu încerc un pic să pun un pic problema altfel. Vreau în primul rând să realizați că în solul dumneavoastră, dacă nu există activitate biologică, micro și macro biologică,
putem să punem îngrășământ, să trântim îngrășământ, ca să folosesc un termen pe care, cum vorbim în fermă, să trântim îngrășământ cu zecile de tone. Că dacă acel îngrășământ nu are de cine să fie dizolvat și nu are de cine să fie preparat ca planta să-l poată mânca, ca să zic așa, nu ne ajută cu foarte multe lucruri. Îl dăm în apă și îl bem tot noi. Animalele noastre și inclusiv noi. De aceea vreau să vă spun că nu știu câți dintre dumneavoastră, probabil că domnii ingineri care sunt cu mult mai multă experiență decât mine, sau cei care lucrează teren dinainte, poate să fiu eu încă la școală, știu că este foarte important să avem viață în sol. Și primul martor, ca să zic așa, a vieții din sol, sunt rămeni. Poate nu e ceva foarte important, sau poate nu ați luat niciodată în seamă. Dar vreau să spun că în toamna care a trecut am avut un eveniment la un fermier care este aici în sală, la domnul Alexa. Se făcea o demonstrație cu utilaj agricol, iar șeful meu care era prezent la eveniment a spus: ofer o sticlă de vin celui care găsește prima râmă. Țineți cont că se lucrase deja peste 70 de ani de teren. Se lucrase și cu plug și cu un scarificator și cu mai multe lucruri. Și a fost trist să vedem că prima râmă în 70 de ani de teren s-a găsit undeva după vreo 25 de minute. Asta înseamnă că viața biologică din sol nu este de cea mai bună calitate. Cum putem noi să, în primul rând, să vedem cam ce înseamnă viața asta bacteriană? Vorbim despre microorganisme pe hectar. Deci, într-un sol bogat, avem 2 tone de bacterii și asta ne referim strict la un metru pătrat de sol. Nu vorbim la un hectar, vorbim la un metru pătrat. Într-un sol bogat avem 2 tone, pe când într-un sol sărac avem 20 de kilograme. Deci sunt niște diferențe extraordinare. Ca să vă faceți o idee, poate un pic exagerat, cineva făcea o glumă. Pe corpul uman se găsesc, după o zi de muncă, se găsesc undeva între 1 și 1,5 kg de microorganisme și bacterii. Deci, cine vrea să slăbească așa peste noapte, e suficient să facă un kil jumate a plecat. Ciuperci 1,5 tone, râme 1 tonă, alge 200 de kg și nematode 100 de kg. Într-un centimetru cub de sol, putem să găsim 1 miliard de bacterii. Poate vi se pare ceva extraordinar. Un centimetru cub e ceva foarte mic. E un zar un pic mai mare. Așa e un centimetru cub. Ce trebuie să facem noi, vă spuneam mai devreme, ca să ajutăm un pic viața asta bacteriană? Viața asta bacteriană, ca să fac o paranteză la slide-ul de mai devreme, cea mai mare activitate macrobacteriană, dar și fauna de sol, se găsesc în primii 5 cm de sol. Ce se întâmplă cu acești 5 cm când facem o arătură de 35 de cm adâncime? Vă las să discutăm după prezentare. E o idee așa. Vă spuneam mai devreme, în primul și în primul rând, chiar dacă trântim îngrășăminte cu zecile de kilograme, cu sutele chiar de kilograme, în funcție de cultură, este foarte important să vedem un pic și în ce condiții plantele pot să preia aceste îngrășăminte pe care noi le dăm. Și am să fac un pic referire la partea de pH, la care nu insist foarte mult. De ce spunem noi că pH-ul ideal în sol, pentru o viață vegetativă bună a plantelor, este de 6,5. Pentru că observați că marea majoritate a elementelor chimice de care plantele noastre au nevoie, fie că e porumb, fie că e floarea soarelui, fie că e sorb, lucern, rapiță, orice, sunt absorbite cel mai bine și folosite cel mai bine dacă în pH reușim să avem, dacă în sol reușim să avem un pH între 6 și 7. Vedeți foarte bine prefigurat pe schemă, cred că mai mult decât orice comentariu pe care l-aș face. Ce are sol? Sau de ce e compus solul? Probabil că știți mai bine decât mine că
aerul și apa din sol reprezintă cam 50% din ceea ce vedem noi. După care, ca și consecințe principale, nu știu dacă vreodată v-ați gândit, eu am observat la loturile demonstrative. Observam, la început fiind, ori de câte ori făceam un lot demonstrativ, când decupam la margine ca să facem frumos să punem panourile, aveam vreo 2 metri de porumb foarte înalt, foarte frumos, și nu numai la porumb, și la floare, și la orice. Aveam vreo 2 metri de la marginea parcelei foarte înalt, foarte frumos, după care urmau vreo 4-5 metri mai galbe, nu așa de dezvoltat, un pic mai mic, șpileții nu erau de aceeași dimensiune ca restul tarloanei. După acei 4-5 metri, tarloaua își revenea, bineînțeles, era la fel ca primii 3-4 metri de la margine. Și fiind la început, am întrebat un inginer un pic cu mai multă experiență și am zis, domnule, ce se întâmplă? De ce tot timpul la margine se întâmplă treaba asta? Și mi-a spus, ți-ai pus întrebarea vreodată câte utilaje întorc în acei 4 sau 5 metri de sol unde e porumbul mai mic? Tractorul acolo întoarce care are, sau scarinția. Discul acolo întoarce, semănătoarea acolo întoarce, mașina de erbicidat acolo întoarce. Deci, pe acea bucată de teren, compactajul e ceva extraordinar. Și un lucru, probabil că îl știți deja, dar eu am pus în aplicare la o parcelă demonstrativă și chiar am văzut diferențe, ajustarea presiunii din pneu. Este extraordinar. Cu cât pneul nu este atât de mult umflat, nu e atât de tare, nu tasează atât de mult în adâncime. Indiferent că lucrarea inițială a fost făcută cu plug sau a fost făcută cu un combinator. Ideea e aceeași. Compactajul e același. Utilajul nu contează că e cu scarificator în urmă sau că e cu un plug în urmă foarte mare, tot atâtea tone are, tot atât de mult calme, tot acolo întoarce, tot acolo se fac toate întoarcerile. De aceea, în primul și în primul rând, vă sfătuiesc un pic de atenție la presiunea de pneuri, la utilajele cu care călcați. Lucrările solului le știți foarte bine. Un lucru despre care vreau să vă mai spun. În general, când recoltați, combina știu că are, nu contează că e porumb sau că e grâu, în general, combinele au un tocător, ceva de mărunțit resturile vegetale. Cu cât le vom mărunți mai bine și cu cât le vom incorpora mai bine în sol, cu atât vom folosi mai mult din aceste resturi vegetale. Pentru că, uitați cum e ciclu, combina mărunțește foarte bine resturile vegetale, după care bacteriile celulozice descompun celuloza din paie, mă rog, din paie, din resturile din cocenii de porumb sau din betele de floarea soare. Amibele devorează bacterii și ciupercile atacă lignina din paie. Ca să putem, ca în primăvară, când venim să facem lucrările, paiele alea să nu fie la fel de galbene sau poate un pic mai galbene și mai frumoase cum erau în toamnă, când le-am băgat în pământ. De aceea, pentru cei dintre noi care știu că viața în acei primii 5 cm nu e atât de bună sau nu e atât de numeroasă, ar fi o variantă ca pe aceste resturi vegetale să ajungeți cu un azot lichid, dacă s-ar putea. Va stimula foarte mult aceste bacterii celulozice să atace în primă fază celuloza din paie. Și să nu mai găsim paiele aproape intacte ca atunci când le-am incorporat în sol. Ca și lucrări, vă spuneam mai devreme, foarte important să facem decompactare. Mai ales dacă utilajele cu care trecem pe parcele sunt foarte grele, e important să facem o foarte bună aerare a solului și o decompactare foarte bună, pentru că știți ce înseamnă. O arătură, spre exemplu, făcută în fiecare an, în același sens, la aceeași adâncime, harpanul care se formează sub talba plugului, aproape că nu poate fi spart nici cu o țeavă de fier, atât de tare se întărește. Asta discutăm într-un an normal, noi discutăm deja când e un an cu secetă, deja e și mai complicat. Iar pentru o rădăcină de 1 mm care se formează la începutul vegetației unei plante de porumb sau de floarea soarelui, e și cu atât mai dificil să străpungă acel harpan. Despre partea de fertilizare,
nu știu dacă e treaba mea să povestesc firmele de îngrășăminte, vă pot da mai multe detalii. E important să avem toate elementele, e important să dăm în sol ceea ce trebuie, ceea ce au nevoie plantele noastre, dar să învățăm să nu aruncăm banii și să încercăm să folosim și ce are terenul nostru, pentru că probabil unul dintre dumneavoastră ați spune, dumneavoastră, dar eu lucrez terenul de mult timp, probabil că săracul a epuizat toate resursele. Ați fi surprins să vedeți că solul nostru încă mai are resurse. Este important să vedem un pic cum le putem folosi, cum putem să vedem ce avem în sol, decât printr-o analiză. Ceea ce mă duce la următoarea parte a prezentării mele, și pot să vă spun că, începând din anul 2017, compania Maisadur pune la dispoziția fermierilor, clienți Maisadur, analize de sol gratuite. Nu e o analiză standard care ne spune doar azot, fosfor, potasiu. Este o analiză completă și pentru oligoelemente și pentru microelemente din sol. O analiză care e costisitoare oarecum, având în vedere că pentru dumneavoastră ca fermieri sunt costisitoare și prețurile la motorină, și prețurile la sămânță, și toate prețurile pe care le plătiți pentru a investi în fiecare hectar de teren. De aceea punem la dispoziția clienților noștri analize de sol gratuite, în anumite condiții, pe care le vom discuta punctual cu fiecare dintre dumneavoastră, dacă o să fie un interes după prezentare. De aceea am să trec mai departe. Asta era unul din lucrurile despre care vroiam să vă spun, adică că vă punem la dispoziție analize gratuit. Dar în continuare, la dispoziția dumneavoastră, sunt și serviciile deja consacrate. Și aici discutăm, în primul rând, de analiza de sol, despre care v-am spus că am introdus-o de anul acesta, dar și serviciul precusem, cel cu semănatul mai timpuriu și cu asigurarea de cultură. Probabil că știți despre ce e vorba. Cumpărați semințe Maisadur prin intermediul distribuitorului nostru Marsat. Sunteți înscriși într-un program Maisadur care se numește Precosem. Prin acest program primiți un mesaj pe telefon care vă spune să vă pregătiți pentru semănat într-un anumit număr de zile. Peste 3 zile, peste 4 zile, pregătiți-vă pentru semănat semințele Maisadur. După acel interval de zile, primiți un alt mesaj care vă spune start semănat semințe Maisadur astăzi. Aveți un anumit interval în care să semănați semințele după mesajul nostru, iar în cazul în care respectați primirea acelui mesaj și se întâmplă ceva cu cultura dumneavoastră, spre exemplu, din cauza ciupercilor de sol, nu avem răsărire, putrezesc boabele în pământ, sau din cauza unui îngheț târziu, avem o pierdere de peste 30% din germinație, în acest caz, compania Maisadur vă înlocuiește semințele cumpărate, vi le înlocuiește gratuit. Probabil o să mă întrebați, uite, dar dacă eu o să semăn undeva la 25 aprilie, ce mă mai ajută dacă mai Maisadur îmi dă semințele înapoi? Tocmai asta este scopul programului Precosem. Să primiți acel mesaj cu cel puțin 10, 12, 14 zile mai devreme decât semănați de obicei. Pentru a vedea dacă acest Precosem și semințele care le-ați semănat în Precosem răsar cum trebuie, dar și pentru a avea timp în cazul în care vă sunt înlocuite semințele, să înființați cultura cum o înființați în fiecare an, la data aproximativă la care semănați în fiecare an. De asemenea, în afară de programe, mai avem un program care se numește Nutri Plus și este destinat fermierilor cu parte de zootehnie. Nu știu dacă din sală sunt multe persoane care au și parte de zootehnie, vă stau la dispoziție pentru prezentare, pentru detalii. De asemenea, sunt niște avantaje cu niște analize de siloz, cu niște analize de fân, de siloz de lucernă și așa mai departe. Tipurile de tratamente pe care compania Maisadur le aplică pe semințele pe care vi le pune la dispoziție, și am să încep cu AgroStart, este un biostimulator pentru semințele de porumb, care are rol, în primul și în primul rând, în schimbul de nutrienți din sol și rădăcinile nou formate a plantelor, a plântuțelor de porumb. După care, tratamentul Concept 3 pentru semințele de sorg, care este un safener care protejează planta în timpul răsăritei, dar și tratamentul SIS Gold, pe care îl avem la lucerna noastră Galaxy Max, adică este un trajeu care conține un starter de îngrășământ, un nitragin,
și un tratament zămânță. Spunem noi că, ce vă spuneam mai devreme, nu există un hibrid. Asta e hibridul cel mai bun, asta e hibridul cel mai prost. Indiferent de ce se face clasificarea, de la orice companie. Există hibrid adaptat. De asta noi spunem că clasamentul vertical, adică de la cel mai bun la cel mai prost, nu conține nimic. Din punctul nostru de vedere, vă punem la dispoziție o listă de genul ăsta. Nu este făcut pentru concurență, este făcut strict pentru produsele noastre, după minim, pentru fiecare produs, după minim 5 ani de cercetare și de observații, în toate condițiile, pentru hibrizii noștri. Aveți timpuriu, semi-timpuriu, semi-tardiv și tardiv. Avem o clasificare după potențial, după înflorire și după agronomie, după tipul de sol pe care este cultivat. Având acest tabel la dispoziție dumneavoastră ca fermier, vă va fi, din punctul meu de vedere, mult mai ușor. Să spunem că cineva dintre dumneavoastră folosește un hibrid semi-timpuriu, o grupă FAO 350-360, îl interesează, domnule, eu în general nu vreau să mă îmbogățesc peste noapte, mă interesează un produs cu un potențial undeva între 8 și 10 tone. Să fiu sigur că mi-asigur între 8 și 10 tone, începând cu 37H. Și terminând cu MAS 37D, dacă discutăm între 8 și 10 tone, la un hibrid semi-timpuriu, știm să facem alegerea. Discutăm despre niște produse în funcție de ceea ce vrem de la fiecare dintre ele. Vă pot pune la dispoziție această listă, dacă vă hotărâți să luați ceva de la compania Maisadur, sau să luați în continuare de la compania Maisadur, ca să vă exprim așa, că sunt și clienți consacrați în sală care lucrează cu noi. Cred că e o variantă să alegem cel mai bun produs pentru ferma dumneavoastră. Nu o să vă rețin atenția cu foarte mulți hibrizi. Hibridul MAS 34B a fost lansat în anul 2016. Grupa FAO 340. E un produs care pe câțiva dintre dumneavoastră care chiar sunteți prezenți în sală i-a surprins. Îl compara cu un produs de-al nostru un pic mai vechi și a zis la insistențele mele a luat și MAS 34B. Într-o perioadă nu m-a sunat domnul fermier, dar a zis, domnule, când mă duceam în câmp și mă uitam la el, zice, mă uitam un pic dubios, dacă nu face ca produsul vechi pe care îl știam eu de la Maisadur. Îl compara cu MAS 36A, tot de la noi. În schimb, cum bine, am spus adevărul. Genetica nouă și-a spus cuvântul. A fost mulțumit. Un hibrid nou pe care compania Maisadur l-a introdus în gamă începând cu anul 2017 este hibridul DM3014, se numește DM pentru că încă nu are denumire comercială să se numească MAS ca toate celelalte produse ale noastre. E un produs de grupă FAO 360, o să o găsiți și în catalogele pe care le-ați primit la intrare în pungile ale noastre. Dar, de asemenea, e de menționat că acest produs este un produs ciclooxidin rezistent. Vă explic și ce înseamnă asta. Nu este un porumb convențional, este un porumb cu o toleranță la un anumit tip de erbicid pe bază de ciclooxidin. Adică, dacă pe un porumb convențional, pe orice fel de porumb care nu este tolerant la tipul ăsta de erbicid, aplicați un erbicid pe bază de ciclooxidin, l-ați omorât, se usucă. Cine are mașina neamț? 73 TOV. Lotează, am înțeles, cu o intrare. Nu poate pleca o mașină sau nu poate intra o mașină. Iași? Iași 73 TOV. S-a ridicat în TOV. Încerci cu e, da? Deci vă spuneam că produsul este rezistent la acest tip de erbicid. O să mă întrebați ce face acest tip de erbicid. Este un graminicid. Compania care îl produce spune că dintr-o singură trecere cu acest erbicid pe bază de ciclooxidin rezolvăm problema tot ce înseamnă grabinie, atât perene cât și amară. Și acest produs este rezistent la acest tip de erbicid.
Produsele care se știu deja, nu o să insist pe ele. Un alt produs nou pe care compania l-a introdus în gamă este MAS49G. Este un hibrid pentru silos. Deci pentru cei dintre dumneavoastră care sunt interesați, e grupă FAO 490-500. Pentru cei interesați de gama silos, de asemenea, vă stau la dispoziție cu detalii. Grupă FAO prea mare, noi pentru dumneavoastră. Pe floarea soarelui nu avem introdus nimic nou, doar anul trecut am introdus un hibrid de tip Hyolei Clearfield. Rămânem în gamă cu cei doi hibrizi consacrați Clearfield, MAS 80R și MAS 87R. De asemenea, punem la dispoziția dumneavoastră un hibrid pe sistem Clearfield Plus, MAS 92CP. Și de asemenea, tot de anul trecut am introdus în gamă și un hibrid pe bază de tribenuron metil, cum îi spune lumea, hibrid cu expres, ca să zic așa, MAS 85SU, care deja după primul an de comercializare a dat niște rezultate foarte bune, este foarte cerut. Eu cam atât am avut să vă spun. Am încercat să fiu, cred, scurt, nu să vă plictisesc foarte tare. Pentru orice fel de detaliu mai personalizat, ca să zic așa, vă stau la dispoziție după terminarea prezentărilor. Vă mulțumesc! Da, mulțumim domnului Mărin și rog pe domnul Diaconu să prezinte oferta firmei Cusat. Bună ziua! Mulțumesc, Marsat! Mulțumim, Marsat, pentru invitație. Este al doilea an când participăm la simpozion organizat la Roma, pe nume compania Marsat. Vă doresc, în primul rând, la mulți ani de Ziua Unirii. Mai mult ca niciodată, acum să ne întoarcem un pic la istorie și să ne reîntregim ca și neam, că până la urmă unii sau chiar și noi ne-am și destrămat și acum mai mult ca niciodată cred că este nevoie de unire. La mulți ani pentru anul 2017, să aveți un an cu roade bogate, că până la urmă atunci când trageți linie fermă, trebuie să vă dea cu plus, dacă vă dea cu minus, dacă vă dea cu minus undeva am greșit, oricum e oricum noastră. Și să aveți 2017 bucurii, 2017 rezultate bune, 2017 vești bune în anul acesta. Numele meu este Diaconu Emi, sunt responsabil zonal pe toată zona Moldovei și reprezentant comercial pe județul Iași și Botoșani, împreună cu colegul meu, Cornel Rotariu Neamț Bacău. În cazul în care mă cunoașteți, înseamnă că nu mai pontați dacă nu vin în fermă. De-aia ți-o zic din salar. Și dați-mi voie în continuare să vă prezint oferta noastră de produse comercializate în primăvara anului 2017. Ea conține principalele culturi floarea soarelui, porumb, sorb, soia și lucernă. Noi ca și grup Cosase MAS Est Europa suntem organizați în patru țări, Ungaria, România, Moldova, Republica Moldova și Bulgaria, dar ca și cifră de afaceri, ca și principală activitate, noi ne desfășurăm în România. Ca și stație de producție, ce înseamnă prelucrare, ambalare, livrare, o avem undeva în Alexandria, la Sava, la Nanov, comuna Nanov. Ca și structura grupului, noi suntem organizați pe trei departamente. Departamentul de cercetare, producție, dezvoltare și consiliere, ceea ce înseamnă departamentul comercial. După cum vedeți, harta României, aici avem toate centrele noastre de testare, atât micro cât și macro, pentru floarea soarelui și porumb. Bineînțeles că orice companie care își desfășoară, o companie străină care își desfășoară activitatea în România, prima oară a venit cu cercetarea. În anul 2006, Cosat testează primele soiuri, primele hibrizi de floarea soarelui și porumb prin intermediul colegului nostru, Patrick Valmari, și de aici toată istoria Cosat, în 2006 până în 2017, a fost un real succes, crescând, având cotă de piață, prin confirmarea an de an a hibrizilor pe care comercializăm. Urmează portofoliul de floarea soarelui să vă prezint. Eu am o vorbă în care spun că nu există hibridul unic de floarea soarelui și porumb. Hibridul
unic, care poate fi, merge și la vale și la deal, hibridul care merge în toate condițiile meteo. Bineînțeles, nu avem nevoie de hibrizi care merg pe ploaie, pentru că nu se știe orice hibrid merge, sau orice merge pe ploaie. Avem nevoie de hibrizi care tolerează seceta, fie mai bine, fie mai puțin bine. Și în funcție de zonarea noastră, pentru că noi an de an facem o zonare a hibrizilor, la sfatul nostru și împreună cu noastră, cu experiența noastră, încercăm ca să aclimatizăm și să vă recomandăm hibrizii care sunt potriți pe fermă pentru a obține potențialul maxim pentru care el este creat. Vă întâmpin acum cu doi hibrizi, cu un hibrid nou de floarea soarelui, Genova. Mulți dintre noastră nu-l cunosc, deoarece este primul an în care îl introducem, dar vă pot spune că Genova este sora mai mică al hibridului Fuchsia. Este un hibrid pe care îl cunoașteți mai bine. Ca și caracteristici, nu o să vă intru în detalii foarte tehnice, ca și caracteristici este un hibrid de talie medie-mică, cu un aparat foarte bine dezvoltat și cu un calatidu care are valori cuprinse de la 28 cm până la 36. Masa ecologică foarte bună și se pretează pentru densități la semănat mai mare, adică chiar și la 70.000 de plante. Bineînțeles, în condiții meteo favorabile. Patricia, un al doilea hibrid nou care venim în întâmpinarea dumneavoastră, este și Genova și Patricia sunt hibrizi de generație nouă. Sunt hibrizi lansați în anul 2017, în care dorim să ne lărgim gama hibrizilor care au o masă ecologică foarte mare. Și acesta este un pic înrudit cu hibridul nostru Fuchsia. La fel, are o densitate foarte mare la semănat, pe care se pretează și va da rezultate foarte bune. Bineînțeles, el se pretează și pentru densități mici, dar v-am zis, în funcție de anus, ce preconizăm că va fi, acesta putem să jonglăm un pic cu semănat. Clarica, hibridul nostru, singurul nostru hibrid High Lake, un hibrid High Lake care a confirmat an de an, în funcție, bineînțeles, de condițiile agrometeo. Din păcate, nu ne bucurăm de politica care se duce la nivel național. Din păcate, nu este politica noastră, e politica impusă. Nu se bucură de prețurile care au fost în anul 2013, în anul 2014. Dar se pare că anul acesta este o criză cu ce înseamnă plante oleaginoase. Bine, aici vorbim de rapiță, soia și, bineînțeles, de floarea soarelui, bogată în acid hyaluronic. Nu o să intru foarte mult în detalii. Clarica este un hibrid semi-timpuriu. Anul acesta l-am testat pe județul Neamț, la domnul Burg Anton, la Tondra Agro, la Traian, ca și cultură dublă, după cultura de ors. A fost foarte mulțumit și prin această urmare se pretează foarte bine și pentru cultura a doua, pentru cei care sunt adepții acestor tehnologii, acestor culturi. Marbelia este un hibrid introdus în portofoliu în anul 2016, un hibrid de floarea soarelui Clearfield, Linoleic, semi-timpuriu. Este unul din Marbelia și cu Fuchsia. Marbelia și cu Fuchsia sunt cei doi hibrizi care s-au vândut foarte bine pe județul Neamț, hibrizi cu foarte bune rezultate. Fuchsia, hibrid semi-timpuriu. Anul acesta a fost o premieră pentru mine, poate pentru dumneavoastră nu. La domnul Samson, la SDV, a înregistrat marfă cântărită și adusă la silozele Marsat. A înregistrat o masă hectolitrică foarte bună, 49,8. Nu știu dacă mulți dumneavoastră ați obținut această masă hectolitrică, ea se poate verifica. Puteți să sunați fermierul când presupun cunoașteți. Dar pe mine m-a surprins plăcut și, bineînțeles, la un al doilea fermier, că cu siguranță vor fi mai mulți, dar noi nu știm, al doilea fermier, Claudiu Mihăluțe, 48,5 ca și masă ecologică, o masă ecologică excepțională. Imeria, hibridul nostru consacrat, un hibrid foarte rustic, pretabil pentru orice tip de teren, orice tip de zonă, are o singură, nu neapărat o problemă. Nu are cum să le aibă cu toate. Are masă ecologică mică, dacă nu este ajutat de teren și de încrășămintele necesare. Dar, în schimb, compensează foarte mult cu rusticitatea lui.
Din păcate, hibrizii care mai avem acum disponibil, prin faptul că urmă, campania de early sales până la 31 decembrie a fost o campanie destul de bună și am avut cereri foarte mare, ca și hibride floarea soarelui în portofoliu mai avem doar Marbella și Clarica. Fuchsia, Imeria, Clearfield Plus mult mai avem ca și produse și, bineînțeles, hibrizii noi, Genova și Patricia. Cam atât am avut să vă spun despre floarea soarelui. În ceea ce privește portofoliul nostru al hibrizilor de forum, avem hibrizi de la grupa 200 FAO, grupă timpurie, 80-85 de zile, până la grupe de 450-500 FAO. Troezi are ca și dublă utilizare atât silos cât și ploape și este predabil pentru agricultura biologică. Anul acesta dorim foarte mult să facem același experiment cum am făcut cu floarea soarelui, tot la domnul Vârcă, să punem troezii ca și cultura a doua, să vedem dacă se pretează, ce rezultate cât de mult ține, dacă este convenabil pentru obținerea de boabe sau ștuleți sau silos. Este un exercițiu care vrem să-l facem și, bineînțeles, anul viitor la următorul simpozion vi le vom pune la dispoziție. Luigi, un hibrid Cyclos din grupa 250 FAO, are mai multe grupe de întrebuințare, dar în principal noi l-am vândut și recomandăm pentru cei care doresc hibrid Cyclos, fie pentru arendă, fie pentru industria de panificație și morării. Luigi, atât împreună cu alt hibrid al nostru, Forsyth și Hercule, au prins foarte bine. Nu doar ca și producție, ca și aclimatizare pe zonă, dar ca și analize de laborator în ceea ce privește industria morăritului la domnul Ionache Morărit la Puș. Mare parte din asta presupun că ați auzit de dumneavoastră. Luigi, Forsyth și Hercule, acești trei hibrizi care ne-au atestat timp de 2 ani încoace, ăsta fiind al treilea an în care el deja trece la cultură mare la în jur de 2000 de hectare doar cu genetica noastră, el are un randament foarte bun la ce înseamnă indice de măcinare, indice de plutire. Ceea ce confirmă încă o dată sau ne întărește poziția pe segmentul de hibrid sticlos, semi-sticlos. Ce vă povesteam? Hibridul nostru Forsyth este un hibrid nou, lansat în anul 2017. Un hibrid semi-timpuriu cu bob semi-sticlos. Este, îl considerăm fratele mai mic al hibridului nostru Hercule, fiind o grupă FAO mai mică, dar ca și însușiri de productivitate, de sticlozitate, de pierdere apei din bob, sunt foarte mult asemănătoare cu cele ale lui Hercule. Chambéry, tot un hibrid nou lansat anul acesta 2017, grupă FAO 300. Foarte adaptat în loturile noastre din 2015 și 2016 cam pe toate zonele, ce vă pot spune, Iași, Botoșani, Suceava, dar și Neamț. Am optat pentru lansarea de hibrizi cu grupă FAO 280-320, deoarece trendul anilor care au fost 2015-2016, ani cu secetă, cu varză prelungită la polenizare, au dus ca grupele timpurii, semitimpurii, să aibă rezultate mai bune decât semitardivii.